Domnul să vă binecuvânteze. Poate n-a fost voia lui. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să înțelegem voia lui Dumnezeu. Te vor tega plida estruci de drum și mintea ta pe rând atâtea gânduri vii. Atâtea planuri ție ți s-au dăruit, răspunsul cel așteptului că n-a venit. Poate n-a fost voia lui sau mă așteaptă Domnul te va binecuvânta. Poate n-a fost voia lui să mai așteaptă gândele ce astăzi voia sa. Se numește aici străin și călător, gândește-te că-și totul este trecător. Și orice lucru faci, Domnului să-i spui, supune-te mereu, doar numai voii lui. Poate n-a fost voia lui sau așteaptă Domnul te va binecuvânta. Poate n-a fost voia lui să mai așteaptă gândele ce astăzi voia sa. Și pentru tine soarele va răsări, ca după întristări apar și bucurii. Răbdarea este lucrul cel mai important, de vrei să fie mâna lui a oricura. Poate n-a fost voia lui sau mai așteaptă Domnul te va binecuvânta. Poate n-a fost voia lui sau mai așteaptă gândele ce astăzi voia sa. Nu-ți aminte de al Bibliei cuvânt, că orice lucru și-are vremea pe pământ. Credințează-te, soarta-n mâna lui, și mulțumește pentru toate Domnului. Poate n-a fost voia lui să mai așteaptă Domnul te va binecuvânta. Poate n-a fost voia lui să mai așteaptă gândele ce astăzi voia sa.